Doamna Svetlana Da, sunt Cataraga, Svetlana sunteți Cataraga. pădurară. Vin Mai dintr-o sunt? familie de silvicultori de la Călăraș. 65 de ani activitate, toată familia Cataraga, anume la această întreprindere, la acest canton numărul 3. În 2017 am fost eliberată de către Deleanu Ștefan din funcția de pădurar și hărțuită prin instanță. Am fost ilegal eliberată, ca să înțelegeți. Cine e Deleanu Ștefan? Deleanu Ștefan, fostul director de la întreprindere silvică Călăraș, care a fost numit interimar în 2017. Dumnealui așa a decis el să-mi decidă soarta, să-și pui nepotul, adică mai apoi după ce m-a eliberat pe mine, adică să-și pui nepotul da, pe nu-i ciumaș conflict de interes, el poate să-și angajeze rudele. Este un conflict de interes. Se sezați cinei? Sau ANI, agenția aceea pentru integritate? Da, eu merg prin instanțele de judecată, adică vreau totuși să dovedesc dreptatea până la urmă. Nu știu cât ați fi instanțele de corect cu mine până la urmă. Dar de ce 4 ani durează procesul? Așa durează, nu știu, nu depinde de mine, depinde de hărțuiala, de intimidarea, de constrângerea mea care mi-o fac toate instanțele până la momentul dat. Înțeles că ultimul termen a fost săptămâna trecută, deci nu se tergiversează tare mult, stabilește pentru următoarea săptămână. Da, se stabilește. Deci cum se explică că a durat atât de mult și abia la curtea de apel ați ajuns? Nu știu, nu vă pot răspunde la această întrebare, probabil că este o grabă deja din partea lor, pentru că am fost eliberat din serviciu, casa pădurarului a fost litigiu aparte și deja trebuie să-i elibereze și cardonul pentru nepoțelul lui Deleanu. Și ați avut și litigiu de muncă? Da, am avut litigiu de muncă, care este acum la Curtea Europeană. A, deci ați pierdut instanțele interne? Da, da. Probabil că au fost bine pregătite de același Deleanu, de același nepot. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dar ce s-a întâmplat? Ce v-au invocat? Care a fost temeiul concedierii? Temeiul de concediere a fost niște instrumentări de-a lui Deleanu și de-a lui feciorului, nașului Deleanu, adică care mi-a instrumentat niște lucruri ilegale. El nu numai nepot are angajat în silvicultură, în subordinea lui sau colegi, dar și nașul și tot. Da, acolo a fost feciorului, nașului, deja nu mai lucrează, că el singur s-a eliberat după ce a făcut toate prostimile care mi le-a înșenat mie, deja el s-a eliberat singur și este plecat din țară. Dar deci i-a reușit. Motivul sau pretextul? Eu cioplit 6 mărci de pe, într-un parchet terminat de 6 luni dat în exploatare, 4 ore lipsă de la serviciu, venind să mă plâng la instanțele ierarhic superioare, adică la Mol Silva, și neavând niciun motiv, adică mi-am mai făcut un ordin pe plantele medicinale, care ele sunt, este un plan intern, și ca să mă poată concedia. Trebuiau strânsă sau nu trebuiau atenție? În anul acela au fost ploios, adică toată întreprinderea silvică, toți pădurarii, și deoarece ordinele astea de sancționare au fost scoase de la toți, în afară de mine, adică Deleanu le-a scos la ziua pădurarului, ziua silvicultorului, le-a scos pe toate, adică în afară de mine. Și au mers ca sancțiune, adică a treilea mustrare, pentru ca să pot fi, da, ca să pot fi eliberat. Asta e tot. Urât. Și ce faceți acum? Puteți vă angajați în alt circunscripție, în alt canton, sau sunteți acolo nu, în localitatea dumneavoastră și nu da, eu vreau în continuare să activez în acest canton și lupt pentru asta. Mai cunoașteți femei pădurare? Da, este Nastea Ciobanu, o singură pădurare la Călăraș. Dar în toată Republica Moldova nu cunoașteți? Nu cunosc anume câte. Se face școală specială, silvicultură? Da, se face silvicultură. Eu am făcut silvicultură la Caminca, pe urmă silvicultură și grădini publice la noi aici, la Chișinău. Universitatea Agrară? Universitatea Agrară de stat, da. Bun, și deci conform competențelor, conform studiilor, concurați cu nepotul lui sau nu se face concurs?
concurs se face, odată în an se face, face concurs, dar eu cu nepotul lui n-am nimic decât i-am scris teza de licență, l-am ajutat, ca mai apoi să vină pădurare în locul meu. Ați ajutat? Asta-i. Îmi pare foarte rău de ce și se întâmplă, îmi pare foarte rău de cum procedează instanțele cu mine, adică pentru că ordinele astea care de eliberare, ele se văd din start cu ochiul liber că sunt niște persecuții, niște intimidări. Dacă și instanțele interne au acceptat... Păi au fost create, îmi cer scuză, au fost create de la Călăraș deja mai departe merg așa cum sunt create, cum sunt instrumentate din Călăraș. De judecătorie Călăraș sau de... Judecătorie Călăraș, da. Dar acolo a fost la comanda lui Deleanu, la comanda lui Oleg Rău, șef poliției, este polițistul de Buznar al lui domnul Deleanu. Și nu mai vorbesc de... Sunt dar prieteni cu domnul Voicov și tot așa mai departe. Este o parcelă între patru țăruși, nu? Și dat ordin să taie, după aceea se ia în primire. Nu se taie tot ce e între țăruși, ce e? Sau trebuie să fie fiecare tulpină, trebuie să fie marca ciocanul acela, că iată... Fiecare cioată trebuie să fie marca, adică acolo unde s-au efectuat lucrări. Dar ei au cioptit. Dar nu stai totul din parcela aceea? Totul stai, nu stai tot, dacă e sanitară sau e succesivă sau e rărire sau adică nu stai tot, nu e splășnaia. Splășnaia noi zicem la tăituri rasă, adică care tăiem tăi la oaltă. A, deci pe nu stai ele, chiar tot. Acolo unde stai la oaltă, acolo și nu se bate cu ciocanul. Și acum pretind că cei 6 copaci nu trebuiau tăiați din parcela aceea, da? Ei au fost tăiați conform legii. Nu, dar ei pretind că nu era semnul, nu era ștampila, da, pentru că dacă, ciocanul dacă acela și deci l-a tăiat ilegal. Dacă au cioplit mărcele, cum? Am înțeles. Dar pe așa oricine poate fi îngropat, nu? Iată, ei nu ne-au dat în cap prostii de astea, adică până acum... Nu, dar înseamnă că ar trebui să cereți... Atâți ani de activitate norme, și nu legi, ne-au dat... Ca să nu fie posibilă îngroparea cuiva așa. Ștampila aceea, ciocanul acela trebuie să fie cumva aplicat ca să nu poată fi tăiat. Dacă ar fi conducătorii mai serioși, s-ar atârna mai serios față de ramură, față de... Și aici am vorbit eu, că am fost numărate ori la același cojocariu, la Halarampi, la Ion. Dar... O să fim tot șef din... Da, domnul Halarampi a fost Mol director Silva, la Molțilva, domnul Cojocariu, directorul actual la Molțilva. Am vorbit și despre tăierile care le face nepotul Deleanu acum, despre toate momentele astea, dar n-am fost auzită, n-am fost... Cred că așa trebuie în ziua de azi, probabil că pădurari de-al de mine nu trebuie, trebuie de-al de ciumaș, care taie, distrug și în urmă nu lasă nimic. Păi nu taie tot ce a convenit cu unchiul, cu nănașul? Cu... superiori, tai păi, probabil lui că, prin cap? Probabil că tai și cei mai trăsnește prin cap și totodată cu știrea superiorilor. Dar probabil ce înseamnă? Nu sunteți noastră încă acolo la canton? Nu puteți să verificați sau el nu taie păi, de acolo? Sunt acum făcute, au fost făcute, adică 7 parcele cu număr picioate 177, care e unui fost maestru silvic, adică din cantonul și ala, adică Jenău Vasile, care din lui e decedat, dar ciocanul, marca, adică persistă, lucrează, activează și la ziua de azi. Și am vorbit din numărate ori, dar văd că nu a venit nimeni să verifice și tot e bine. Oho! Adică 6 parchete, asta e o cantitate foarte mare, ca să înțelegeți despre ce merge vorba. Plus la asta, adică dumnealui, înainte de moarte, Jenău Vasile mi-a spus că sunt foarte multe cioate. Eu le-am demonstrat deja de multe ori, adică am arătat toate fotografiile astea și au fost bătute, dar n-au fost actate. Nu i-a dat voie să le acteze. Deleanu i-a spus că să ducă să le bată și să nu le acteze. Asta ar însemna că să nu se arăte ilegalitatea care o face nepotul său, adică pentru dumneavoastră, pentru mine, care merge pe drum și o vede că e bătută, înseamnă că e bătută, da. E trebuie să mai fie și actată. Și ele nu sunt actate. Adică ea că așa, în felul ăsta, să fac ilegalitățile care își continuie. Deci aici e pericolul dat. Nepotismului în silvicultură, că se pot face defrișări. Corect. Cu ciocane. Corect. Rămase de la răposat și tot așa. Tot așa, da. Dar n-ați sesizat CNA sau Procuratura Anticorupției, pentru că e caz grav. Peste tot, și la Procuratura Generală, și peste tot, și la
Dodon am scris din anii și atunci am început să scriu și la Filip și la Dodon și la peste tot, absolut peste tot, la toate instanțele, la anticorupție. Nu s-a luat nicio măsură. Au venit toate răspunsurile la Procuratura Călăraș, după care am fost chemată la șeful poliției la Oleg Rău. Mi-au arătat toate foile astea și au spus că vedeți la ce ați scris. Tot la mine a ajuns. Și asta a fost răspunsul la toate întrebările, la toate adresările mele față de toate instanțele.